mulțumim pentru prezența domnilor voastre aici. În cadrul praștii, zilele un ciclu voinești, lansarea aici, în prietenă absolută a Peitului Santara 2015. Omurile 5 și 6. Cred că ați informat de ce s-a întâmplat. Da? Înainte de toate, aș vrea să prezint două, trei pasaje dintr-o scrisoare, letră privé, nu a papului ei, care nu poate fi publicată, de la celebrul Serge Foșorov, dacă ați auzit, da? Deci, artist și, bineînțeles, mare reprezentant al dadaismului, pe plan mondial. Serge Foșorov îmi trimite această scrisoare. Nu pun tot, nici nu-i voi, dar, fiindcă să te întrezi, nu știu, dar. Dragul Vasile, așa, încă o dată o scrisoare, așa, adresată, așa, mie, după localitatea Strasbourg, așa, când s-o sit. Este în franceză lucrare. La Strasbourg va avea loc un deosebit spectacol privind omagirea lui Tristan Tzara. Iar Serge Foșorov, sigur, da, el este cel care conduce acest eveniment. Încerc din nou să vă primit. Informațiile sunt aceleași. Așa. Adică nu i-a venit cum trebuie cu această soare. Eu conduc o expoziție națională, așa, prima, așa, inserată, da, lui Tristan Tzara, poet, critic de artă și colecționar, la Muzeul de Artă Modernă din Strasbourg, începând cu 23 septembrie până în ianuarie 2016. Cu ajutorul a numeroși, ce am spus așa, a numeroase muzee franceze și din întreaga lume și, așa, bineînțeles, în special din România. Noi, așa, noi am adunat aici multe sute de tablouri, desene, gravuri și așa mai departe, fotografii, etc. Așa, documente originale. Aici trec peste un fragment și spuneți. Vă vom vedea la Strasbourg în timpul acestei expoziții? Eu pot să răspund că aproape nu. Înțelegeți, da? Deci mă invită, dar... De unde? De acolo, de Franța mai bine. Dar eu mă cunosc bine cu el. Păi de asta zic, dacă voi să publica, să dau fătul ăla cu scuții. Da, la mine, la voi. Trimite soponul de pensie. Bună. Soponul de pensie, da. Sper așa că am apoi acasă să am ocazia de a merge la Academia Română așa și, bineînțeles, la București, dar niciodată în nord, la dumneavoastră. Dacă, așa, mă fac. Dacă veți veni, să reveniți, mă științați-vă de venire în noastră. O să dați și mai mult. Da, asta spune aici, ce asta. Da. Am primit, iarăși, și am primit, nu știu, că am primit. De la Mircea Croșen, te cunoașteți? Da, cine vrea să prezinte această lucrare, mă fac cu eu? Mircea Croșen. Hai! Știți? Da. Se întoarce la lume. Așa. Se lăsa. Mircea Croșen, viitorul, mai mult ce pot să spun despre da, dar ea acasă. Da, fenomen cultural, literar, artistic, internațional și a găsit la Moinești, Bacău, România, locul de naștere al fondatorului, respectiv Tristan Tzara, aderenți fideli, în frunte cu oficialitățile și intelectualii de prestigiu ai locului. În primăvara acestui an, în aprilie, da, la simpozionul național organizat tot în Moinești, dedicat patronului mișcării avangardiste dadaiste, lansată în Elveția, la Zurich, în plin război mondial, au participat în jur de 150 de oameni de cultură multinaționale. Acum, în septembrie, se lansează alte două volume cu studii, eseuri, memoriale, pe aceeași temă, care continuă să anime lumea tuturor muzelor de pe toate continentele Terei. Argentinieni, canadieni, europeni, bucovineni, respectiv tomurile 5 și 6 din 2015.
În centrul organizării se află neobositul specialist francofil Vasile Rupciuc și colegii din echipă, mentor al acțiunilor mâineștene dedicate dadaismului supraviețuitor față de celelalte avangardiste. Regret că nu voi putea participa la acest moment înălțător în care profesorul român Vasile Rupciuc, fostul meu coleg de studenție de la Iași, naturalizat la Măinești, președinte al Societății Cultural-Literare Tristan Țăra, înființată în noiembrie 1991, va prezenta Caietele Tristan Țăra, volumele 5 și 6 din 2015. Felicitări pentru continuarea serialului, pentru imensul efort depus în consens cu sprijinul administrației locale, în frunte cu domnul Viorel Ghie, primarul urbei Măinești, pentru contribuția substanțială adusă istoriei literaturii române universale contemporane. Mulțumesc! Aia mână la rectorul Academiei de Muzică București, dar nu știu, ne-am uitat-o pe acasă, dar când nu o să o scurtă prezentare a Caietelor Tristan Țăra, dacă mi se îngăduie, da? Caietele Tristan Țăra, tomurile 5-6, Moinești, România, 2015. Tomurile 5-6, numele 18-23, așa 60-65, ale Caietelor Tristan Țăra, adună, ca și celelalte tomuri precedente, contribuții ale specialiștilor reputați referitoare la opera lui Tristan Țăra și avangardele secolului al XX-lea. Concepută și coordonată de noi, așa, această prestigioasă publicație internațională, multilingvă, conține articole, texte redactate în limbile franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, română, menite să arate interesul pe care fenomenul avangardei îl continuă de a suscita printre cercetători și creatori din țară, astfel precum Franța, România, Germania, Anglia, Italia, Belgia, Ungaria, Rusia și Oceanul Atlantic, și Statele Unite ale Americii și Canada. Trebuie să cităm printre autorii acestei lucrări Henri Léard, profesor la Universitatea 2, numărul 1 pe plan mondial în ceea ce privește avangardism. Marele specialist al țara. Mai departe, Serge Boșurov, am amintit, repet, istoric și critic de art de renume internațional, Michel Sanuier, pentru care vă rog să păstrăm un moment de recolegere, a trecut în neființă. De ce? În cauza neființă? Pentru că trupul lui a fost ars și aruncat. Așa a fost obiceiul la francezi. Dar o aveți să fie la pagina acolo, vedeți, nu? Vă mulțumesc. Am să scriu un rap, dar Michel Sanuier, așa, sau încă cercetătorul japonez Fumitsu Kara, îl aveți la sfârșitul lucrării, specialist, domnul Tristan Țăra, și elvețianul Peter Caverly, reprezentant de seamă al avangardului contemporane. Trebuie de asemenea să menționăm mare număr de contribuții semnate de profesori și cercetători români ai universităților din București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Timișoara. Marele merit al Caietelor, după cum spun cei care le-au răsărit deja din țară din străinătate, de lângă acela de a îmbogăți și a propaga studiul avangardilor, constă în aceea că mișcarea Dada nu este privită aici ca un muzeu, cineva vorbea de muzeu, e bine tipul de muzeu de care amintează, ca un muzeu al patrimoniului cultural și literar, ci este interpretată așa, într-o perspectivă actuală, chiar în relație cu marele tendințe estetice ale lumii contemporane. De fapt, întreaga avangardă artistică a secolului al XX-lea se regăsește aici, reprezentată de creatorii săi cei mai importanți în domeniul literaturii, teatrului,
artelor plastice și al muzicii. Articolele, de o mare diversitate, abordări teoretice, analize de texte, pun în lumină specificitatea fenomenului avantgardei, universalitatea și avatarul sale. O atenție specială este acordată de noi avantgardei românești și locul său în cadrul avantgardelor europene. În acest context, aceste volume, Calicaito Tristan Țara, continuă publicația textelor dataiste și suprarealiste românești, începute deja în tomurile anterioare, pentru a oferi cititorului o dublă cunoaștere a avantgardei prin intermediul exegezei și prin contactul direct cu textul literar. Regăsim aici mai multe texte ale lui Tristan Țara, așa, câteva scurte. Manifestul domnului Antipirin și mai departe, om aproximativ, buletin către Fronsi Picardiar și așa mai departe, Arbele Călătorilor, precum și o traducere în engleză, în special al domnului Antifilozof. Avantgarda românească este încă reprezentată de textele lui Cunuz. Cunoașteți Cunuz, avem acolo să citiți și e tradus de un mare, specialist al limbii franceze. E vorba de cel care trăiește la Timișoara. Vă amintiți de el? Îl aveți acolo? Prietul nostru și Șerban Foarsă. Da, așa. Poeme traduse din engleză, Ilariu Rom, Caietele publică 3 poeme în franceză și 2 texte în proză. Poezia nouă tradusă din românești în franceză. Mai departe. Articolele celor 2 tomuri pe care le aveți în față sunt grupate în mai multe secții, ale căror titluri indică marele direcții ale cercetării. Avantgarda, și avem avatarurile manifeste. Data și etapa românească, dataismul, suprarealismul și alte isme, între ghilimele, avantgarda și aventurile modernității, în proximitatea avantgardei, sub semnul avantgardelor contemporane, producții poetice pentru Caietele Tristan Țara, spiritul data și teatru contemporan, avantgarda, ecoul său, istoria artelor contemporane, avantgarda și universul sonor. La acestea, sigur, se mai adaugă secțiile despre data și în împrejurime și în apropierea Caietelor Tristan Țara, o să găsiți 4 autori care scriu acolo în limba franceză și varia texte în preferențe, diverse. În apendice, îl trece mai departe. Tomul al 5-lea este consacrat în esență literaturii avantgardelor, în timp ce tomul al 6-lea se interesează de manifestările avantgardei în celelalte arte. Teatru, muzică, arte plastice, arhitectură. Se remarcă mai întâi, în tomul al 5-lea, articole de istorie literară ce oferă informații adesea inedite în etapele de tranziție, ceea ce numim avantgarda istorică, adică data in Paris, data la Paris, lucrarea Marlon Michel Sarmier, dataismul parizian, Serge Cochetot, o seară foarte blândă, câteva articole de sinteză au ca obiect relația între dadaism și suprarealism și alte isme. O pretinsă solidaritate între dada și suprarealism, întoarce revenirea la origini, nostalgia originilor, neo-post-trans-minimalizare distanțarea. Și în continuare, mai multe articole care pun în lumină modernitatea dadaismului prin analiza raportului sale cu limba scrisă. Scrisă.
tot modernitatea dadaismului este pusă în evidență de universitara franceză Anne-Elisabeth Albert în legătură cu ceea ce se numim cele 25 de poeme al lui Tristan, Țara cu plângerea, așa lui Mimesis. Autorul articolului consideră poemele lui Tristan Tzara ilustrat de Hans Arndt ca fiind creuzetul poetic care se inventează, care, unde se inventează modernitatea prin intermediul unei redefiniri a operii de artă care pun în discuții întregul Mimesis occidental sub forma celor 25 de mici arte poetice care își răspund, se citează, se fac și se desfac cu ușurință. Într-un articol foarte interesant, intitulat Neo-Avantgarda, Involuție și Rezidență, un specialist canadian, Santini, se întreabă în ceea ce privește asupra statutului avantgardei în epoca contemporană. Autorul pune în discuție motivația existenței unei arte care reînnoiește avantgarda și o leagă de o epocă ce preferă hibridul și melanjul dintre inovația și de contestația radicală. Fondând analiza sa pe conceptul neoavantgardei acesta, Santini subliniază importanța unei diferențe esențiale ce se manifestă plecând din anii, începând cu 1950, între avantgarda istorică și neoavantgarda. Este vorba de o concepție diferită a vremii, având în vedere că, contrar avantgardei istorice, neoavantgarda nu mai are ambiția de a fi un început integral, ci repetă trecutul pentru a actualiza virtualitățile lăsate în suspensie. Totul se petrece ca și cum avantgarda istorică n-ar avea, n-ar fi epuizat întregile posibilități ale experimentelor sale, lăsând astfel suplimente ale resturilor pentru viitor. În secțiunea consacrată etapei românești a dadaismului, plasată sub dublu semn al izbucnirii și al continuității, se observă amplu articol Experiența poeziei românești în creația lui Tristan Tzara. Aici, sigur, a contribuit și profesor universitar la Universitatea din vestul Franței, Vasile Maruță, cunoașteți, care a plecat acum 35 de ani dincolo. Se mai întoarce încă o dată. Vara, când e cald, e bine, da? Dar, în fine, lumii, da, așa este, da. Maruță, care descoperă în textele scrise de Tzara, în franceză, elemente care țin în fondul lingvistic și literar românesc, ceea ce ar dovedi continuitatea operii sale. În aceeași secție avem ocazia de a descoperi, datorită unor cercetători români de la Iași, creația poetică a unui avantgardist românesc. Este vorba de Mihail Dan, cine este de la Iași, cunoaște, și bineînțeles Victor Durdea, la Academia din Iași. Și ne apropiem de sfârșit. Varietatea temelor și a orizonturilor culturale abordate în cele două tomuri ale Caietului Tristan Tzara face în asta o publicație a cărei vocație enciclopedică scoate în evidență bogăția și diversitatea perspectivelor și metodelor puse în practică pentru apropierea problematicii avantgardelor. Asta cu atât mai mult cu cât numeroase articole contribuie la ilustrarea dimensiunii europene, chiar globale, a curentului artistic și literar
inițiată de Tristan Țărână. Cităm în acoșească ocazie articole despre poetism, varianta cehă a avangardei, și aceasta este Anca Elena Ionescu, care a trimis recent o scrisoare acasă, spunându-ne că la anul face 73-70 de ani. Dacă pot și eu să-i trimit așa, o scrisoarică care să fie bine să inserat într-o lucrare mai mare. Sigur, o să fac la chestia. Deci, vreau să, dacă vreți cineva, în mod deosebit, vă recomand să scrieți așa, o să vedeți cine este iar. Ultimul dicționar este în 14 volume. Ultimul dicționar, 14 volume. Deci se numește doamna Anca Elena Ionescu. Dadaiștii berlinezi, așa, din continuă, dadaiștii berlinezi, Arturo Schwarz, dadaist în Tirol, Eugen Farkas, profesor la Universitatea din Ungaria, un reper germanic al dadaismului și avangarda rusă, Svetlana Litva, dacă s-a auzit, așa, Liga Potocea, profesor la Universitatea din Iași, pentru un acum, la rusă. Specialist, influența italiană în cabaretul Voltaire și acesta este un german, Günther Berghaus. Dânsul este german, dar nu îi place să stea în Germania, ci în Italia. Și acolo, de acolo, scrie tot. Günther Berghaus. Tot, da? Dar sunt unul care nu stau în România și foarte bine ați spus, profesor. De asemenea, așa, tomurile 5 și 6, adică aici, Tristan Țărână, fac loc același titlu, precum tomurile precedente, în bibliografia fondamentală consacrată lui Țăran, fac loc dadaismul și avangardul artistice ale secolului al XX-lea. Și mai am înțeleagă aici. Și gata. Una dintre direcțiile de cercetare cele mai originale ale metrilor, Tristan Țărână constituie în explorarea universului sonor al avangardei. Aici este vorba de cele trei universități de muzică, Academie de la Cluj, cea de la București, de la Iași și mai e și Tătușoara. În tomul al șaselea, secția așa, este consacrată în special, așa, comentariul operelor muzicale compuse plecând de la textele lui Țărână sau la maniera lui Dada. Astfel, muzicologul Gheorghe Firca, ați auzit de el, da? Mare muzicolog român, Gheorghe Firca, propune o analiză foarte pertinentă a două cicluri de cântece de textele lui Tristan Țărână, plecând de la cele 7 fragmente ale lui Tristan Țărână, ale compozitorului Adrian Pop, despre el să știe, și cele 10 șansonuri de Tristan Țărână compuse de Adrian Brațu, Dumnezeu să-l iert. Autorul articolului pune în evidență maniera personală, așa, după care fiecare dintre cele două, fiecare dintre cei doi compozitori români regăsește o anumită epocă și un anumit spațiu, realizând simbioza poeziei dadaiste a muzicii. Alte articole analizează compoziții lui Ulpiu Vlad de la București, Ulpiu Vlad, Thomas Baimel, germanul, prietenul lui de la București, Sabin Păuța, care vă știți pe fiecare, Gheorghe Firca, Heliot Azulay, compozitor francez, sau noua lume sonoră a muzicii electronice. E vorba de Roman Vlad, fiul lui Ulpiu Vlad. În acest context, trebuie să semnalăm faptul că noi am avut această idee de a realiza în completarea caietelor un CD cu operele muzicale emblematice ale universului sonor al avangardei. Figurează aici anumite creații de compozitori contemporani români reputați, între care Adrian Popur, Vlad Șabatel. Violeta Dinescu, lucrează în Germania, Roma, Vlad și alții. Noi vă mulțumim pentru atenție și dacă doriți și altă dată să vă prezentă, știu eu, o imagine mai exactă a muzicii, a variației, vom face plăcere.
acesta. Deci Biserica Valgardistă la noi este prima dată reprezentată așa în aceste caiete de Sansara și provocare amplă pe care o să o trimite în Franța. Așa cum se spune Sergiu Oșcu. O să doriți să o vedeți? O să doriți, o să ai foarte cerut și interesant. În momentul de față, dacă se poate, să mai treacă amplă cu noi, propun de celor care pot să-mi prezent și mai apropiat de caiete de Sansara, să spună cuvântul. Este obligatoriu, trebuie să încep eu, că am fost elevă a domnului profesor și ca profesor de limba franceză de meserie. Caietele domnului profesor Ociu nu mai au nevoie de nicio prezentare. Ele se prezintă singure, dacă au cui, bineînțeles. Începând de la coperți, de la prima și până la ultima copertă, conținut, grafică și tot ceea ce ține de artă și de vocația dumnealui de om enciclopedic, așa cum l-am cunoscut și așa cum rămâne în memoria mea. Este un mare câștig pentru cultura română și mai ales pentru orașul nostru. Revenind după 4 decenii în orașul în care am studiat, m-am bucurat foarte mult să mai găsesc o parte dintre profesorii mei, pe care îi respect și în fața cărora mă plec până la genunchi și le-aș săruta mâinile de câte ori îi văd pe stradă și mă rog la Dumnezeu să le dea viață îndelungată, că mulți dintre ei nu mai sunt. Și de câte ori îl văd pe domnul profesor, tot timpul încerc același gând. Dumnezeu să-l țină cât mai mult în viață, că este un om de mare valoare pentru cultura română. Caietele, după cum vă spuneam, sunt de o deosebită realizare din toate punctele de vedere. Dumnealui a intuit perfect. Se spune despre un critic literar că este cu atât mai valoros cu cât știe să-și aleagă obiectul studiului său. A intuit perfect valoarea și modernismul dadaiștilor, din care au descins marii poeți contemporani. Găsesc aici, în volumul acesta, unul dintre crezurile lor literare. Ne trebuie opere puternice, drepte, precise și pentru totdeauna neînțelese. Adică, sunt poftiți la acest festin oamenii deștepți, care știu despre ce este vorba. Vă invit să studiați cu atenție. Eu, de când am venit, domnul profesor mi-a tot promis că îmi dă, dar am studiat de la bibliotecă contribuția și am și scris în cărțile mele despre personalitatea dumnealui. Atunci când m-am referit la activitatea și la personalitățile moineștene, am consacrat un paragraf destul de mare. Eu nu mă lungesc prea mult, închei cu un vers din Tristan Țăra, din poemul Rândunica Legumă, că domnul profesor se predă singur judecatei timpului, așa cum spunea Tristan Țăra, adică eu am convingerea că dumnealui a înscris orașul ăsta pe harta lumii. Prin contribuția deosebită, este și pasionat, este o mare pierdere pentru învățământul românesc, plecarea dumnealui de la catedră. Mi-amintesc că Petre Țuțea spunea, profesorul este, mi-ar fi plăcut, deși un mare filozof, spunea, mi-ar fi plăcut să fiu profesor, că profesorul este fabricant de oameni. Iată că domnul profesor Ociu este în egală măsură fabricant de oameni. Eu sunt mărturie cu cele peste 50 de volume scrise până la ora actuală, dintre care unele sunt în limba franceză. Deci iată o dovadă că domnul profesor și-a făcut foarte bine datoria la catedră. Având un deosebit simț al umorului, că l-am avut și diriginte, care este specific numai minților foarte ascuțite și foarte fine,
eu îl felicit și vă spun, mă rog la Dumnezeu să-i dea viață îndelungată, să poată să se ocupe în continuare de aceste caiete. Și îl mai felicit pentru acest moment super, care atunci când am venit acasă și l-am văzut prima dată acolo, atât de mult mi-a plăcut și am rămas, uite, domnule, în oraș la mine ce a reușit să facă, au reușit molineștenii să facă un asemenea monument atât de frumos. Într-adevăr, orașul trăiește prin oamenii lui și prin domnul primar, care este tânăr și energic și deschis comunicării. Avem nevoie de asemenea oameni care să ducă țara prin cultură în Europa, nu prin alte subterfugii. Mulțumesc și încă o dată vă felicit, domnule profesor, și toate respectele mele. Da, mulțumesc și eu, dragă. În legătură cu ce a spus domnia sa, adevărul este acesta, pe care trebuie să acceptez, că în monumentul Dada, pe care Ingo Glas l-a proiectat, iar eu l-am realizat, n-a putut altceva decât să realizeze și ne-am înțeles în chestiunea asta, așa, el l-a proiectat. Când a venit la București, prima dată cu cine s-a întâlnit? Cu prietenul său deosebit. Regele Mihai. Așa. N-am mai venit la Mănești cu regele Mihai, excelența asta, foarte ocupat. Eu am avut la pagina 709, găsiți în caietie, tot asta au luat. Așa. Găsiți acolo, da? Sus. Pagina 709. Ați găsit? Da. Ultima. Așa. Deci, cu umbrele era regele Mihai, probabil că ploua atunci la București. Așa. Ingo Glas și în dreapta. Și în spate, el ne-a scris următorul lucru. Mulțumiri, Doamne, Ropsuc și mie, așa, pentru ceea ce puteam. Aveți textul acolo. În memoria întâlnirii noastre pentru realizarea acestui bildec, acestui monument. Așa. Iar jos, pe Ingo Glas, vedeți, da? Cu pălăruța lui, neam care râde mereu, ați găsit în românește? Da. Am vrut să, în mod deosebit, să rămân acest lucru. Da. Bun, mulțumesc frumos. Poftiți, doamna profesor, care doriți? Alina Băreai? Da. Hai! Tot că a fost și domnul. Da, a fost și elevul mama a doua, da, la mine. Și mi-amintesc de orele de dirigenție în care, practic, discutam probleme de artă. Dumnealui ne introducea în cultura universală. Fără comuniste. Bineînțeles, bineînțeles, dar noi sesizam chestia asta, pentru că deja... Deci, doamna, este italian, ca părinte italian, că soțul este din când în când mai din de acasă. Sesizam că e ceva care nu merge și eram sătui și de pregătirile pentru apărarea patriei. Ia, domnule, hai să nu mai desprinde. Și domnul profesor a reușit foarte subtil să realizeze această... Intra în sintonie cu sufletele noastre. Da. Și ne-a călăuzit pașii deschizându-ne calea spre cultură. Da. Eu ce aș vrea să spun, în primul rând, să exprim... Câteva roluri în italiană, foarte da, baroli. Da, câteva cuvinte în italiană, după aceea le traduc în românește. O definiție, hai să zic, vă invit pe dumneavoastră să vă dați părerea despre dadaism. Secondo me, il dadaismo e come un diamante con mille sfaccettature, con miliardi e miliardi di soli, con miliardi e miliardi di stelle, con miliardi e miliardi di mondi. După mine, dadaismul este ca un diamant cu mii și mii de fațete, cu mii și mii de soli, cu mii și mii de universuri, cu mii și mii de stele. Continuând ideea doamnei profesoare de franceză, aș vrea să m-a impresionat foarte mult părerea personalității imense, domnul Michel Sanuie, care s-a stins de puțin timp,
Și de afirmația pe care a făcut-o în anul 2011, spun că domnul profesor Lopciu este reîncarnarea dadaismului în locul său de origine. O apreciere mai justă decât aceasta, nici nu știu dacă am găsit-o în toate publicațiile de rigoare. După mine, aceasta este definiția domnului Lăpciuc. O altă mare, mai impresionată, acum am să spicuiesc, din puținul timp pe care l-am avut să răsfoiesc mai mult de 700 de pagini, este o muncă imensă. Și am să spicuiesc ceea ce m-a impresionat și ceea ce ar fi ca o piatră de temelie pentru mișcarea avantgardistă. De exemplu, m-a impresionat enorm de mult imaginea despre România, care și-a format-o o mare personalitate neo-avantgardismă, care este Pierre Camilleux, în care el dă o definiție în maniera dada a României. România geniu, România filosofie, România elegie, România tânără fată, România melancolie, România a doua patrie, România melancolie, România filosofie, România utopie. Bineînțeles că dumnealui am punctat și aspectele, mai să zicem, mai puțin mai negative, nu? Are manifestări spirituale românești, nu? Da, cum se pune la da, vă prezentăm unul din foștii elevi ai liceului din Grădești, profesorul este la Iași, la Cluza și, bineînțeles, expert pe plan mondial. Este vorba de domnul... Profesor Sandu. Sandu. Cere dreptate că noi ne-am știut drumul ei, aseară am sosit din Portugalia și am plecat dimineața, destul de dimineață, dar de la Târgu Frumos la Roman, mare la mare, aici la intrare în Moinești la fel, am mai încurcat un pic sensul geratorul Moinești, și uite, am ajuns cu o întârziere. Noi avem două surprize mari. Deci, Radio Iași a sosit în direct cu noi. Eu am explicat la emisiunea de actualități de astăzi, chiar la ora asta, noi la 12 s-a pus, să vorbim despre zilele ministrului. Și dacă se oferă cineva să ia legătura direct cu redactorul șef, doamna Vladu să mă spună, scurtă relatare despre ce faceți aici, pentru că emisiunea este în direct. Dacă domnul Lopciuc m-a refuzat, că trebuie să vedeți așa de dumneavoastră. Sunt foarte mult de observat, da? Găsim momentul, da? Dar acum ați putea să rugați pe cineva să intre? Da, cine dorește. Așa, printre și... da. Hai, că vrei? Vrei, Miller, mă vreți să vă buzi. Da, domnul le fac. Da, da. Deci, hai să spun. Sau domnul Nagiu. Nagiu, așa, chiar tot. Deci, prezentați programul. Sau domnul profesor Stilizor. Părintele. Pentru emisiunea de la Radio Iași. Da, domnul profesor. Da, să vorbiți. S-a găsit în locul meu. Ok. Partea a doua, da? Nu. Aș vrea să știu câți dintre noi care suntem români, născuți aici, gândesc așa, ca această imensă personalitate în culturii mele. Un alt mare reprezentant, care este domnul Anil Arvi Bear, afirma că dadaismul permite subconștientului să exprime prin comunicare artistică fața ascunsă, refulată, cenzurată a spiritului. Arvi Bear afirma că un artist dadaist permite subconștientului să exprime prin comunicare artistică, așa, m-am repetat, scuzați. Dadaismul este, deci, expresia libertății spiritului trecând peste
peste rigorile impuse de societate, peste legi, peste reguli, peste cenzuri. Este manifestarea libertății în stare absolută. Manifestarea libertății spiritului, stare absolută. O altă facetă interesantă a dadaismului se manifestă și la domnul Ilariu, la domnul Proca, care într-unul din poemele sale, asemenea unui pictor exclusiv, unește elementele primordiale, apă, cer, aer, creând o fusiune de imagini și stări sufletești într-o armonie perfectă. Iată o sublimă viziune paradisiacă. Pământul era ca o perlă pe mâinile unui copil. Grădini imense, stica oceanului. Cerul din prejur este ca pământul. Mii de ștori strălucesc. Sferă a celor patru amutini. O altă personalitate ar fi și Günther Berghaus, care versurile căruia le-am găsit într-o publicație italiană și care spun așa: pășește în calmul morții albe, eu sunt deja un fulg, chitara a obosit, dar voi nu ascultați și cântecul moare. La ultimul descântec al lunii, izvorăști din mijlocul pieptului cură și palpitare. Da, exact. Și încă ceva, ca încheiere, când pare rău că nu pot să abordez toate capitolele așa cum ar trebui, ar fi normal, ce m-a impresionat este pictorul Adrian Pic, născut în Moinești și care este spaniol, este febrețea mea de cum i-am văzut creațiile. Și aș vrea să spun că dumnealui, ca avantgardist, prin simplitatea lui, el combină linii și forme și prin simplitatea lui ne poartă cu gândul la creație, în starea primordială și în evoluția. De exemplu, ia, uitați-vă la pagina 494. La tablou etat primer, ca să fac așa ca o cronologie din punct de vedere al genezii. Eu am pus primer. Etat primer, în 1966. Vedeți, aceasta mă duce cu gândul la creație. Dacă ne amintim, în textele biblice ale Vechiului Testament, se spune în Geneză că Dumnezeu, aș fi spus, a poruncit întunericului să ia, că lase lumina să iasă. În momentul acela au apărut două puncte. Aceste două puncte s-au atras. Două puncte, uitați-le aici. Și la lumea lui, da? Păi eu le-am pus asta. A, păi, păi. Da, da. Deci domnul Ropciuc a știut să selecteze foarte bine reprezentanții cei mai de seamă ai neoavangardismului. Și sunt mândră că Adrian Pic este moineștean. Și duce mai departe pe planul picturii, nu? Nu pe planul picturii, planul picturii, ceea ce a început distanța pe planul. O a doua lucrare, care este continuarea primei, uitați-vă la compoziție, din anul 1968, ia uitați-vă foarte bine, el premeditează cu 20 de ani înainte, acela este, de fapt, fotografia de da? Deci, asta ar fi, de acum, asta este creația primordială, cele două puncte, da, care așa cum spun textele antice s-au întâlnit și au fuzionat, și apoi începe creația complexă, da? Pentru că noi suntem sufletul lui Dumnezeu, da? Iar filozofiile asiatice cunosc foarte bine acesta, mare adevăr. Uitați-vă foarte bine, este de fapt anticiparea fotografiei ADN-ului. Da, cu 20 de ani înainte de a se fi fotografiat ADN-ul. Iar jos, de dedesubt, ce vedem? Vedem
principiul la fel, principiul dualist al materiei, valorificat de el din filozofia asiatică. Ia uitați-vă, elementele yin și yang, partea pozitivă și negativă a materiei, formând un tot unitar. Atât am avut de spus, îmi pare rău că sunt, dar oricum Adrian Pic m-a impresionat în deosebit. Da. Și îmi pare rău că pe plan muzical, acum mai rămâne să realizăm și pe plan muzical. Știu că este un pian, dacă este bine acordat, are o rezonanță foarte bună. Am să evit pe cineva care se pricepe cât de cât la muzică, adică să transpună. Unii, ea, unii, da, da, da. Să transpună aceste partituri, da, și probabil un profesor universitar de la Academia de Muzică din Florența, dar să vedem, no, aceasta, da, acestea și, sunt... Și un profesor universitar și din București, da, sau din Cluj, da, de acord? Da, da. Cluj, da. Da. Bun, faceți treaba asta, da. Mulțumim. Sora, doamna Cristina, parcă vrea să ne onorați. Dumneavoastră ne onorați pe noi. Eu ce să spun, mulțumesc lui Dumnezeu că... am avut prilejul să stau în preajma unui asemenea mare profesor, să mă pot numi colega dumneavoastră. Să-i spun ce mare pierdere este pentru liceul din Moinești, pe care a dumnealui, cât de mult îi simt lipsa și elevii și anumiți profesori. Nu mai spun de golul pe care l-a lăsat așa în toate întreprinderile mele extradidactice, mai ales cele legate de Tristan Tzara, pe care le-am împărțit cu domnul profesor Opciu și care mi-au umplut sufletul și m-au îmbogățit ajutându-mă să-mi completez cultura clasică în care, să spunem că m-am format ca profesor de latină și de greacă veche, cu un aspect al culturii pe care nu bănuiam că vreodată că o să-l pot înțelege și că o să mi-l pot apropia și că o să-mi poată și plăcea în cele din urmă, în momentul în care l-am înțeles. Deci, meritul domnului profesor Opciuc este că așa a picurat cu lingurița, că m-a solicitat tot timpul să-i fiu alături în tot ceea ce încercam să realizăm cu elevii noștri din liceu. Pornind de la versurile lui Tristan Tzara, care constituiau o noutate absolută în anii 90-91 pentru noi toți, nu mai vorbesc de elevi, am fost nevoită cu acel prilej să le explic mai întâi versurile, să încercăm să facem analiză de text, să ne uluim în fața metaforelor lui Tristan Tzara, care aparent în primul moment ne șocau, după care în momentul în care încercam să le adâncim, ne relevau profunzimea de spirit a curentului Dada și a lui Tristan Tzara, a spiritului său iconoclast. Ce să spun, plecând mai departe sau continuând aceste, eu știu, recitaluri de versuri pe care le rosteam cu elevii noștri și în română și în franceză, eu asiguram partea de limbă română, domnul profesor partea de limbă franceză, am avut capăt. Eu știu, spectatori, am avut onoarea să cunoaștem în anii 91 și 2 și 3 și în anii 90, așa, personalități dintre cele mai mari din România. Atunci l-am cunoscut pe președintele Academiei de Francofonie,
Constantin Crișan, care din păcate nu mai este, care și de ale cărui, să zicem, aprecieri extraordinare s-au bucurat elevii noștri și noi, cei care pregăteam asemenea momente. Atunci venea în oraș redactorul revistei Secolul 20, Geo Șervan. Atunci veneau critici de artă dintre cei mai mari din țară, Rad Negru, Dan Hăulică, Ruxandra Garofeanu, nu mai spun de mari profesori Bogdan universitari, Radu Bogdan. Nu mai spun de profesorii Alexandru Firu, Constantin Ciopraga, Alexandru Husar. Toate aceste personalități au fost oaspeții noștri și ne-au onorat cu prezența munca noastră artistică și, mă rog, intelectuală. Mergând mai departe, a venit momentul în care domnul profesor Opciud a tradus pentru prima dată în limba română Teatrul lui Tristan Țara, despre care nimeni nu știa nimic. Deci, în premieră absolută, fragmente întregi din piesele lui Tristan Țara, Cap sau Pajură, Batista din Nord, nici nu-mi vin în minte toate, domnule profesor, vă rog să îl puneți rău, mă spune. Trebuie să corectați, trebuie să corectați. No, pentru că, ea figurează în bibliografia universală și atunci... Trebuie să mai existe în advertență. Da, nu încurcă cercetătorul asta. Da, încurcă cercetătorul. Nu voi mai trebui de la aceia cercetători, și gata. Da, domnule, că rezolvăm noi treaba. Asta așa ca să nu fiți copleciți numai de la urmă, să mai aveți și observați. Dar ce le-am cerut treaba asta? Dumneavoastră aplicuie în eu vă felicit și o să parcurg cu interes, pentru că abia astăzi am primit volumul. L-am primit și pe cel trecut, așa că vă avea. Avea și parcurs. În zilele următoare nu s-am ce să mă ocup. Atunci să fii felicitări. Cu câțiva ani să puteți parcurs de cele două volumuri, da? Eu asta. Mă va lua mai mult timp, vă spun eu, acum, pentru că unele din librele de aici nu prea le știu, așa că... Ei, poți să încerci acum. O să fac traduceri simultane. Da. De obicei, ca să vă prezint, Eugen Ungureanu, sunt de la televiziunea Extensiv TV. De obicei, noi televiziunile nu le implicăm în aceste frumoase discuții ale dumneavoastră, discuții la nivel de elite, discuții care arată că Moineștiul este astăzi o capitală. Pentru că aceste caiete ale lui Tristan Țara sunt mai mult decât documente și mărturii ale unor momente literare, literare istorice, deosebite, de mare valoare. Dar dacă tot au fost critici, hai să fac și eu o critică. O să-l critic de această dată pe domnul Cornel Galben, că nu m-a chemat mai din timp și la celelalte caiete, respectiv tomurile anterioare. Așadar, sper în viitor să participăm noi ca televiziune și dacă o să vă spun ceva despre televiziunea noastră, poate nu o să credeți. Noi când am creat această televiziune, am dorit să ieșim un pic din clasic, să sărim bariere, acele bariere ale televiziunii prin cablu și am sărit direct în viteza internetului direct online. Am creat o rețea de socializare românească, un Facebook românesc, cum se spune, al nostru, care s-a completat cu postul de radio și postul de televiziune online, respectiv exclusiv România și exclusiv Onești. Vreau să vă spun că televiziunile noastre se adresează în primul rând chiar de la prima pagină românilor de pretutindeni. Am căutat să facem acest lucru pentru că avem deja foarte multe televiziuni, un număr mult mai mare decât în alte țări, televiziuni clasice, prin cablu. Adresându-ne românilor de pretutindeni, considerăm că prezența noastră aici este extrem de importantă, fiind un vector de comunicare cu toți românii de pretutindeni
și chiar îl rugam cameramanul ca pentru început să prezinte coperta acestei lucrări de mare valoare. Am vizitat un pic, așa în fugă și prin bibliotecă, câteva locuri și vreau să vă spun că sunt extrem de fericit că avem ocazia noi să promovăm acest eveniment deosebit. Domnul Cornel Galben se face vinovat că noi am participat la, în acest an, la foarte multe lansări de carte, la Bacău și în alte localități și sperăm să venim la Moinești cât mai des și veți vedea că în următoarele zile rezonanța acestui eveniment va fi prezentă peste tot. Veți afla de la prieteni, de la rude, că aceste caiete sunt promovate și de televiziunea noastră și nu este un caz singular. Noi ne-am aplicat și ne aplicăm în continuare în zona culturală, pentru că televiziunea națională, zona televiziunea de cultură a fost mai puțin agreată sau mai puțin, hai să spunem, a fost chiar afectată din motive diverse, inclusiv cele politice. Așadar, vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, vă felicităm, domnule profesor Vasile Robciuc, și veți vedea că și tehnologia modernă este sprijinul dumneavoastră. Așadar, mâine, cel târziu, toată lumea va ști că la Moinești nu s-a întâmplat. Chiar a avut loc un eveniment extraordinar. Și eveniment. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, așteptăm și celelalte tomuri să fim prezenți, să ne invitați. Vă mulțumim. E cineva înainte care dorește? Da, Vreau să transmit acest eveniment, nu știu dacă aveți mai multe posturi aici. Nu, noi ne vedem în întreaga lume, deci noi să postăm inclusiv și pe televiziunea noastră, dar și în rețelele, YouTube, da. Twitter, Facebook și așa. Da, Veția, poate. Acum, informația merge foarte repede. Da, dacă e pe YouTube, nu poate oricine să se primească. Felicit televiziunea și eu, desigur, acum ajunge la momentul cel mai important, să-l anunț pe domnul profesor. De fapt, nu i-ar trebui nici ISSN, nici ISBN acestei cărți, ci NISI. Pentru că ceea ce este aici, într-adevăr, este de ISI. Păcat că nu poate fi băgat într-o asemenea bază de date, o asemenea operă, o asemenea carte, pentru că ar avea un impact cu totul și cu totul deosebit, nu numai în lumea specialiștilor, ci celor care caută anumite articole. Este și motivul pentru care nu am apărut în ultimul număr, pentru că și noi trebuie să ne facem norma noastră de articole pe care trebuie să le publicăm acolo unde nu am dorit neapărat să le publicăm. Dar pentru că fotbalul este pe bunul, așa și noi trebuie să facem puncte și să dovedim că avem activitate. Activitatea de astăzi nu este vreodată nicio bază de dată. La mine nu iau niciun punct. Dar asta e mai puțin important. Ce vreau să-i spun domnul profesor, să se pregătească, să se ducă la tipografie și să scoată mult mai multe exemplare, pentru că am avut o reclamă deosebită la Radio Iași și acestui m-a întrebat doamna care mi-a luat interviu că unde se pot găsi caietele și atunci a spus nu cred că vor apărea prin biblioteci, este în librării, pardon, pentru că costă foarte mult, este un circuit închis, dar cine dorește, desigur că poate să ia legătură cu Asociația Culturală. Și nu aș mai sfătui pe domnul profesor să-și aibă și telefon mobil, pentru că dacă vă luăm prin tipografie, nu poate să-și ia telefonul fix cu el. Dar destul de mobil, eu mai trebuie și telefonul. Asta este o mobilitate, este o mobilitate specific avantgardei. Domnul Răzul este în fond în contrasens cu ceea ce înseamnă spiritul de avantgarde, pentru că este un om foarte serios, avantgardist, și nu erau niște oameni serioși, între ghilimele, să spun, nu? Așa declarau ei. Dar iată că au intrat în toate istoriile literaturii,
au fost clasicizați, nu știu ce ar zice ei astăzi dacă s-ar speria. S-ar speria, efectiv s-ar speria, dar nu cred pentru noi. Ei au conștientizat. Bineînțeles, bineînțeles că au conștientizat. Dar ce mai important lucru pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru cei din Mănești, este faptul că cine începe cu avangarda, cine începe cu dadaismul, trebuie să se uite la distanțare. Și dacă se uite la distanțare, vede inevitabil locul nașterii. Și atunci, promit să gând cum putea ei moinesti sau altul fel de așa. Caută pe hartă, găsesc acolo că există România, există Macron și există și Moinești. Ori, domnul profesor, iată, doamna profesoră, a greșit puțin, spuneați că am scris Moineștiul pe orbita culturală. O mențin, asta era cuvântul, el o menține și cum o mențin, pentru că este nevoie și de astfel de oameni. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat luni, am avut restanțe, inevitabile restanțe cu studenții și Ivari a aplicat avangarda și a început cu Tristan Tzara, zice ea. M-a zis cum? A zis nu, să știi că nu are adresă de e-mail ca să spui tu Tzara, ca să nu are. Cum se pronunță Tz? Nu prea știu. Tz se pronunță Tz. Mai vorbește ce mai vorbește, cabaretul Voltaire din... Ce realitate e ca să spune Zara, zi. Da, sigur, trage. Păi Ion Pop, odată Domnul Isar, zic Zara, nu a zis nimic, Ion Pop, dacă nu știu. Bine, pentru a-i aclimatiza și pe francofoni, pe francofil, pentru că pentru ei pronunțăm așa, este firesc. Dar după aceea vorbeam despre cabaretul Voltaire din Zurich. Am zis că e bine, atunci cum se pronunță Z în... A cerut prea mult, sigur, nu o să știe cum se pronunță și în germană. Ei, dar asta vreau să spun, cum menține spiritul, cum menține domnul profesor Borciuc spiritul acest avangarde și spiritul avangardistului al dadaismului aici? Prin raportarea la o anecdotă. Este o anecdotă, nu știu dacă o știți, Ghiță Călinescu, prin anii 30, când s-a dus la Lipotești să facă monografia Viața și opera lui Eminescu, să demitizeze pentru a-l remitiza și știți că este și o fotografie, el cu Vera, undeva într-o căruță și se duc drumul spre Lipotești. Ajunge el la Lipotești și Călinescu voia să vadă, desigur, să se întâlnească cu contemporani de-ai lui Eminescu. Dacă ne trește cineva, desigur, vrea cineva, din 1950 până în 30 și ceva, erau vreo 80 de ani. A găsit un contemporan de-al lui Eminescu la câteva case, îl întreabă, ei, îl știm pe băiatul, pe Mihai Căminar, ei, din Minovici, cum să nu știu, doar aici ne jucam, aici, la Tăcea, dar el nu trebuia să juca cu noi, nu. Eu cred că era puțin și handicapat, pentru că era așa, într-o lumea lui, nu se juca, se ducea pe acolo pe la lac, se uita la niște nufle, da, și ce mai făcea? Păi da, se gândea la ale lui, el nu era din lumea asta, era visător, cu gândul în altă parte, și ce mai făcea, nu trebuia bine să spui, fiind poeat pădurii cu trei ras, oprea pe lângă izvor, și ce mai făcea? Păi, ce să mai facă? După aceea a plecat în lumea lui și nu s-o mai auzit de el. Deci, cam așa s-a întâmplat, așa, să se întâmple și cu Tristan Tzara, a plecat în lumea lui și după aceea nu s-a mai știut nimic despre el. Și aici vreau să remarc pe rolul pe care îl are domnul profesor Borciuc în a perpetua memoria, pentru că eu am întrebat, să știți, prin 2001, cred, când am venit aici, a fost lansat, sau 2001, am întrebat, stăteam în stație la ieșire, nu știu cu cine era, am întrebat un localnic, ca pentru un post de televiziune, cu o întrebare din asta cheie, ci cu construcția aia de metal de la... Și a spus că nu știe ce, că cred că au rămas de pe cu sondele, de la sondele ceva, nu era sigur de ce sunt schelele alea acolo sau gadaul acela. Da, ăsta este mare venit al domnului profesor și are o regularitate de metronom. Practic, el cincinalele și le împarte în caiete, cred că nu, cam așa ar veni. Deci șase... Hai să zic, nu chiar, nu dacă le depășește, nu, iese. Cam în 3 ani, nu, la harnic cum este și cum muncește, desigur că este de prima. Domnul profesor
A spus tot ce trebuia să spună pe acele imense căi. Nu vă mai spun eu ceea ce este scris aici. Cu prințul, l-am spus la Radio Iași, am făcut o mică prezentare a cu prințul, a câteva personalități care sunt aici și cred că asta a contat foarte mult, mai mult a contat ce a spus acolo decât ceea ce v-aș spune eu dumneavoastră aici. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și mulțumim domnului profesor că menține spiritul lui Cristian Țara aici la Unești, la Menești, acum după ce a plecat și nu mai știe ce s-a mai întâmplat. Vă mulțumesc! Mai sunt persoane, da? Sigur. Părintele? Lăsați părintele pe, da? Din vârsta. Părintele Andriuaie. Consider că nu greșesc și dacă greșesc, vă rog și mă corectați, că nimeni nu-i perfect. Cred că domnul profesor Auciuc este mai bine cunoscut în străinătate cu țara noastră, cu tot ea și toată universitatea. Cu toate localitățile, cu toate locurile, deci cu toate activitatea la Bacău și mai ales aici în Mâinești, pe parte activităților din țară. Acestea vorbesc faptele și mă gândesc, nu de mult mai dat o cărțiune scrisă de Cornel Gadu, care avem de față, personalități moineștenii, care pe lângă ceilalți care au prins domnia asta, cu vântul lui Cornel Gadu, prinde pe domnul Rociuc o patru pagini și înșir acolo o serie întreagă de articoluri, de activități, în afară de catedră. Și acele toate vorbesc la un loc de personalitatea, de capacitatea domnului profesor, de răbdare și meticulos ca și domnul Cornel Gabel, așa și o cucarație și am pe amândoi, se rog pe amândoi. Și când am văzut această carte, m-am uitat la dânsa, i-a trebuit domnul profesor cel puțin 3 ani de zile, și cred că mie îmi trebuie un an de zile numai să pot citi. Învățați și vreau eu să stai în departe. Nu știu, așa o văd eu, cum am văzut, am frunzelit aseara și am văzut-o. Și este un temei biblic, din partea bisericii, care spune așa, aduceți-vă aminte înaintașii voștri care v-au grăit cu cuvântul, priviți cu aer aminte și încheiat viața și urmați-l exemplu, urmați-l credința Evrei 37. De aceea, cei care se ostenesc atât la catedră, cât și în alte activități, cu edituri, cu scrisuri, tot felul, sunt considerați voi, sunteți lumina lumii. Cetatea stând pe vârf de munte nu se poate ascunde și luminarea prezenților nu se pune sub pat, ci în sfeșnic și să lumineze tot orice din casă. Petrețuțea, pe scurt, să vă spun, spuneam între altele, credința ortodoxă revelată, care nu se compară cu celelalte culte, e unică, transformă omenirea într-o masă de oameni culți, ideea lui. Și această cultură se referă mai mult, nu numai la un titlu de ăsta universitar, ci la sentimentul acesta care îmbină omul întreg, trup și suflet. Omul separat cu atri jumătate, ci că rămășițile pământești, de aceea, într-o discuție de un profesor de mine, cred că și el astăzi, discutam această problemă omul întreg. Și despre omul întreg vreau să vă spun că domnul profesor Ropciuc, am aici un articol, au cu 16 ani care l-am scris, au mai colaborat cu o credință, domnul Părăm Gabi știe, un preot moineștean, episcop de Buzău, Dionisie II Climescu. Și anul acesta, cum ne-ați urmărit și Trinitasul cu Patriarhia, spune că anul omagial al mănăstirilor și al personalităților, chiar cu locul de Ustipuri, care mai sunt stare, sunt oameni de valoare scoși în evidență, și omul anul comemorativ al lui Sfântul Ioan Gură de Aur, eu am avut teza de licență la Trinitas, și atât de valabil și astăzi și totdeauna. Și spun aceste lucruri pentru că profesorul în număr. N-au cum să moară. Rămâne partea aceasta vremelică a fiecărui pământean aici câteva decenii, mai mult sau mai puțin, iar cealaltă trăiește în vece numai dus. M-am certat, nu vă mai spun cu cine, să mă dau cu Lasă Tescan,
Când vă vor să zic, nu, doamne, părinte, curat să certat, m-am certat tare, nu e un șetăreț. Era director acolo, nu știu. Director, aia era doamna. 50 de ani de la trecere în neființă. Așa, m-am venit de la moarte lucrătare și am folosit, domnul zic, acum, din coșul cu niște versuri, pe cer, o lume care răspunde și luminășor. Pe cer că soarele a pus, de ce să pleci cu vin de sus? Mai bine o te jos să pleci, să vezi pământul până treci, căci nu e mort. Trăiești în viață, nu ai dus. Am vrut spune acest lucru, tandemul acesta, școală, biserică, familie, l-o tripipează de ori, fără exagerat, dacă este exagerat, corectați că nu mă supăr, că eu nu am ce pierde. Și vreau să spun că în aici, pe de momentul ăștia, așa, l-am cunoscut cu George Enescu, 54-55, i-au plecat, au decedat în Paris, din opera lui Nicolae Iorga și din mari, mari oameni care au îmbinat armonios credința strămoșească revelată de origine divină, frământate 7 sinoale ecumenice, nu de oricine la întâmplare cu lovit în cap și dospită în cuptorul primilor lumea cu creștinii. Asta o avem și cu asta luptăm și dacă am ajuns la stadiul ăsta să vedem legătura între biserică, vorbim la biserică modest și cu dumneavoastră, pentru mine este o mare cinst și o mare de câte ori am întâlnit această bibliotecă a de cultură. Mulțumesc, Doamne, doamna Ambră, dacă pe aici, că mi-a dat și un telefon și mai puțin domnul profesor Occiuc, care noi le-am colaborat împreună și dacă anul, după 16 ani când am scris acest articol și l-am făcut și plăci comemorativ împreună cu domnul profesor Occiuc, că am avut o statuie a lui Gala Galacteon, care a cunoscut personal, l-a sătut eu și cu moșneagul ăsta aici, o trebuie să ajung la Răzvan Teodorescu, tot dar nu-i chestie politică, chestie culturală. Și voia să fac alte garaje, nu știu mai să fac pe acolo. De biserica are peste 500 de ani și dacă m-a prins vremea slujitor acolo, eu trebuie să răspund de perioada asta de timp. Și a fost de mai multe ori cu un omulaj cum s-a făcut statuia, cu domn profesor, cum spunea, foarte bine din... N-am uitat că de la mine banii, că de-a domn profesor, ce avem de plătit? Hai drumul, hai benzina, hai celălalt de mesă. Acele secundare. Și s-a reușit să facă statuia mea aceea Sfântul Gheorghe de aici, al Gala Galacteon, preot excepțional, contemporan cu Salogano. Și mai înainte de asta, crucea, simbol, cu mânierul pe cruce, s-a venit Ștefan cel Mare. Cum vreau de războiul lui Ștefan cel Mare. Și atunci am avut domnul Cornel Galbec și când mă întâlnesc cu el, a făcut mare bucurie, i-am spus dacă toate cărțile care le-am mai scris de acum înainte să le aduc, eu le cumpăr. Și e hrana mea sfântească, ce mai are de spus Cornel Galbec? Ce mai are de spus profesorul Ușur? Cred că m-au mult de spus. Și rog pe Bunul Dumnezeu de care vine toată darea și-a avut toată sfârșit, să țină sănătos pe toți care se osteresc, că avem nevoie de cultură. Pentru că fără istorie, fără justiție, în adevăratul sens al cuvântului, fără viață morală și fără cultură în general nu putem progresa. Suntem pe care dispariți. Familia este de origine divină, copiii de origine divină, am ținut un cuvânt din 8 martie, nu chiar 2 martie, în ceea ce nu știu tot pe aici, și într-adevăr cineva s-a rugat că dacă s-au trebuit copiii și cineva a dat ce Dumnezeu a fost cu tine, nu știu ce. Și am dat acest răspuns pe care l-a spus și o susțin și mai departe că singur omul continuatorul creației i-a dat pe Adam și pe Eva, acum dacă se încerc și fii femeile, singuri bărbați, singuri altă treabă, ești liber să facă. Dar ce face peste 50 de ani, mai sunt aici, că am venit la primărie acum, trebuie să fac la urmă, dar am foarte mult să fiu aici. Și ce facem? Mai ajung familii de 50, peste 50 de ani în căsnicie, mai rar, pe care dispariți. Eu spun ce ce văd acum și exprim această atitudine, domnul Cornel Gavona, martorul meu, că am colaborat aproape după 20 de ani, vorbim și mai înainte, dar acum au luat atitudine față de niște abateri sociale și din numai de credinți și așa mai departe. Și-o lansat de 10 credinți și nu cerceta, ferească Dumnezeu, nimeni nu spune. Din potrivă, cercetați Scripturile, căutați apa la izvor și așa mai departe și așa mai departe. Și nu vreau să mă iertați că eu scam lung de vorbă și luați și dumneavoastră, dar ce este bun, să țineți
neferit de tot ce este rău. Da, mulțumim, părinte. Felicitări! Vă ia două cuvinte, da. Profesora Stănilă Viorica, Veronica de la Liceul Spiru Aret, două cuvinte vrei să adauge. Dar nici n-am apucat să... Dar nu trebuie să apuci, da, spirit, dar este... Este o lucrare complexă, bineînțeles, care vă înscrie și de data aceasta în universalitatea aceasta a culturii. Sunt articole, am văzut, care m-au ajutat și pe mine la studiu, la clasă, despre avangarda literară și urmează să o răspăiești și să o studiez așa mai în profunzime, pentru că așa, la prima vedere, nu se poate analiza. Eu vă felicit pentru, pentru o muncă dumneavoastră susținută și pentru dinamismul dumneavoastră și vă doresc și pentru entuziasm și vă doresc și în continuare să... Noi tot același. Da. Poate mai mult, da? Deci, un coleg al tău, domnul profesor de la aceeași Cristol. Claudiu Cristol. A treia oară m-a întrebat asta și remarcat de fiecare dată gândesc. Remarcat și profesor de română. Remarcat. Vă felicit și eu, domnule profesor, pentru această lucrare esențială, cred, pentru avangarda universală. V-aș semnala în continuarea activității noastre pe care le puneți văd de mai bine de 20 de ani. 25 acum, spuneți de 91, că din primăvara viitoare, elevii de la Spiru încearcă să promoveze avangarda printr-un festival de teatru liceal. Acum mă uitam cu atenție pe proiect, un festival de teatru în spirit avangardist la Mânie. Iar reprezentanții culturale ai comunității, ai primăriei Mânești, se oferă să sprijine financiar și bineînțeles cu toate posibilitățile locale acest proiect. Este înscris acest proiect într-un cadru mai larg, care se numește un proiect Erasmus, avangarda europeană, și cred că am putea colabora pe viitor în această privință. Acum lucrarea de a merge la Strasbourg, în care așez poșurul care a spus. Deci noi vă oferim lucrările, da? Vă mulțumim. De la primul număr până la cel... Deci, eu în primul am produs toate piese interesante. Absolut, toate chestii. Acum, vorbim despre harta culturală sau harta culturală din profesorul Spirigan, aș putea spune că, amintindu-i profesorului Spirigan, că soția mea, Alina Pistola, a făcut o lucrare doctorat despre caietele, sau cum se spune în franceză, caiet de tulpină, sau creier, mai pe spune. Domnule profesor Ociu, trebuie să găsiți un doctorant pentru caietele țara. Să găsim un doctorant pentru caietele țara. Un doctorant pentru caietele țara. Soțul doamnei Pistol are toate șansele. Bun, aici am să trag și o pistolă. Acum am înțeles numele, și bucovinean de-al dumneavoastră. Bucovinean de-al dumneavoastră. Mă tem că m-am înșelat. Mă tem că m-am înșelat. Domnul profesor, ține tare mult la... Da. Domnul profesor bucovinean. L-am văzut la ce? Da? Dragilor, spune că cel mai cunoscut și cel scurt. Profesorul Sandu, da? Este remarcat peste tot. Sărbătoare, e toamnă, e foarte greu de vorbit după patriarh, cum mai nici sunt părintele nostru drag, e foarte greu de vorbit după profesorul meu cu dragoste, domnul Răciuc. Domnul Răciuc preamintește lucruri multe și frumoase. Clasa noua, învățam Bucea franceză. Filmele care mi-au ducat în Franța, cu Gândecea și cu harul pentru folclorul românesc. Stimula la fiecare elev din clasă frumusețea legăturii profesor-elev. Și poate de la domnul Răciuc, de la domnul profesor, de asemenea cu dragoste și cu regret că a decedat Parascanului, am preluat acea frumusețe a trăirii alături de tine,
mama îmi spunea, dragul mare, vreau să fiu profesor. Eu toată viața am năzuit spre cercetare. Aveam câteva defecte, o vorbire grea, o defecție nazală și am zis, nu, n-am ce căuta în învățământ. O surpriză a veții a făcut ca anul 3 de facultate, profesoara de pedagogie, pentru că eram singurul băiat din grupă, eram poreclit elementul 101, din achilie, ne-a spus, dragule, te duc la Palatul Culturii, la profesorul Colvan să-mi aduce un pachet de cărți. M-am bucurat foarte mult. Palatul Culturii pentru mine era ceva de la Culturii, era un lucru deosebit. Colvan, pe atunci mare profesor, unul din discipolii profesorului Băsănescu, nu vreau să spun mai mult despre Băsănescu sau Colvan, apoi despre Roman, sunt cei care și-am spus, vreau să fiu cercetător, atunci te testează. Am pus în braț un număr de teste, de fișe, și mi-a explicat cum să merg la fiecare aparat, să completez cu cadrul acum, trebuia să mă întorc în două ori înapoi. Și el îmi spune, tu vei fi un foarte bun profesor. Spun asta că în curând voi fi 65 de ani. La 60 de ani, universitatea m-a sărbătorit, mi-a scris o carte unde am amintit scurt despre relația cu profesorul Colvan. După ani, eram profesor la Politehnică, mă întâlnesc pe Gheorghe Sache cu bătrânul Colvan, de data asta mergeam Cluj, spre Institutul Socio-Uman, unde era director general Filipide, Institutul Filipide. Eu sunt un tip spontan, domnul Ropciuc vă știe. Oamenii dragi îi prind în brațe. M-am dus, m-am îmbrățișat, el a ezitat. Domnule profesor, sunt studentul de altă dată, din 73, care am fost trimis de doamna noastră pentru cărți. Așa. Dar mi-a explicat că a dat verdictul vieții mele. Voi fi un foarte bun profesor, eu nu mă vedeam profesor. Și dânsul îmi spune, cum? Ce-am făcut atunci? Păi v-ați testat. L-am despărțit cordial, frumos, elegant. Seara eu eram vecin perete în perete cu profesor Roman. Mă sună și îmi spune, Ionică, ia vină. Măi, șeful meu astăzi m-a chemat după Consiliul la Domnul Muncii și mi-a zis, un profesor de la chimie, unul înalt, m-a oprit pe stradă și mi-a spus că eu i-am percepuit viitorul. Băi, nu i-am luat numele, dar tare-s curios. Mi-a povestit foarte multe lucruri despre cariera sa. Și Roman spune, hai fi sincer, nu ești tu? Și am zâmbit, a zis, dar ce am făcut? Băi, dar știi ce mulțumire, ce satisfacție ai creat profesorului Roman. Bă, tu erai rezultatul unei decizii. Și am multe astfel de exemple. Eu sunt un sentimental, deci am debat, am spus studenților. Sunt crescut de bunică de la Câmpeni. Am trăit o viață frumoasă la mâine și alături de profesori mei dragi. O viață totuși cu rezerve, cu griji. Era foarte mulți țigani. Stăteam undeva unde acum e judecătoria la Cămin. Cu multe emoții, cu multă frică. Cu viață de cârd, poate cei care sunt de vârsta mea sau un pic mai târziu, și aminteau. Cămin, cantină, cantină, școală, școală, cămin și așa mai departe. Totul era încolonat, un pedagog foarte sever, dar foarte bun. Sunt amintiri pe care eu le port acum la 63 de ani, continuu în suflet. Poate nu-i frumos să mă laud, dar am trăiat în dragostea profesorilor mei, a școlilor care ne-am schimbat o reprezentare demnă pentru România. La ora actuală sunt cel mai medaliat român, 506 medalii duse de la Marele Salon.
186 de ordine. De la regele Belgiei am 4 ordine. La președintele Franței. Ei, poate astea nu sunt bune. Acum 2 ani, universitatea noastră a sărbătorit 160 de ani de Rețelul Superior și a organizat un muzeu. Rectorul m-a rugat să dau o parte din medalii. Și a zis, domnul rector, ori toate, ori nu le despart. Sunt două seife care le păstrez la bancă și e bine să fie, după plecarea mea, în lume, un muzeu. Eu mi-am fi dorit un muzeu ori la Mâinești, ori la Câmpeni. Bine, lucrurile s-au îngrijit, nu mai sunt lucruri de altă dată. Câmpenii mei au rămas câțiva pătrâni, câțiva neajutorați. Petrolul s-a închis, era Petrolul Roșu, care eu l-am studiat foarte mult și care l-am valorificat sub anumite aspecte. Cunoscut astăzi și în Japonia, și în Olanda, și în foarte multe țări. Eu fac parte dintr-un consorțiu european cu 12 universități. Sunt profesor de la Iași, care am condiția de doctorat la Bologna, prima școală doctorală epistol eurocar, care a zis ani să o conservește în știința conservării la Bologna. Apoi școala de știința mediului la Iași. Am avut bucuria să am la Iași și japonești, italieni, africani, francezi, iar de vreo 8 ani români, foarte mulți români, 12 doctori. Și astăzi o să-i mânesc domnul Lociu cu un cadou, un cadou cu dragoste. E o carte realizată cu una din primele mele doctorande române din Moinești, care a ținut foarte mult ca să scoatem o carte a școlii noastre doctorale, care s-o dorim liceului Spiro Haret și, bineînțeles, case de cultură sau biblioteci. Da? Scădere frumoasă. Dragii mei, am scris mult, 1066 de titluri. La ora actuală, până ieri, până acum cu o săptămână, eram al doilea inventator al României. Era în fruntea mea Dorel Cernomazu, regretată Dorel Cernomazu, am venit acum o săptămână de la Suceava. 386 de invenții. Era, este considerat cel mai mare inventator al românilor de tuturor timpurilor. Pe primul loc era până la Dorel, Bogu Constantinescu, cel moderator sau, să spunem noi, mare geniu al teoriei solicității, după el Aricoandă, dar noi, România, de astăzi ne mândream cu Dorel Cernomazu, care Dumnezeu ne-a luat foarte tânăr, la 67 de ani. Bineînțeles, cu mulți ani în urmă, cu vreo 10-15, pe primul loc era marele profesor care a fost mentor, profesorul Vitalie Veloso. Vitalie a venit la aceeași săptămână cu Dorel. Îmi dă seama o suferință puternică pe noi, pe școala de inventi creșteană, considerată prima școală românească și una din toate cele școli europene. Noi concuram cu Al Schuller, cu Osborne, cu foarte mult, cum a ieșit Polovinchen, foarte mulți mari creatori de școală de inventică, mai ales de Rusia. Dragilor, am muncit mult și nu mă simt obosit. În ultimii 3 ani am avut bucuria să fiu plasat în marile baze de date internaționale, este vorba, cum spunea colegul de la Bacău, de Web of Science, Institut Thompson, Institutul Centometric Quantificat, pe primul loc în Universitatea Cluj, 52 până la 60 de lucrări ISICA. Un mare profesor face 4-5. Eu am fost copiii mei, spun că ești nebun. Am fost nebun, am vrut să demonstrez unor oportuniști aici, în zilurilor de astăzi, 25 de ani de umilință pentru învățământul românesc, pentru cultura românească, pentru agricultură, pentru toți, pentru ce în jurul nostru. Noi nu mai avem decât o țară de predat, de furat. Și e păcat că trebuie să plângem când am putea găsi forță noi să oprim jaful care e atât de puternic. S-au dus pe Dunăre, s-au dus pe Drobă. Singura care mi-a mai rămas e sarea, dar acum am început să pună mâna și pe sarea. Apropo, colegul, sunt unul din iseiștii puternici, dar nu mai puternic decât academicianul Andruc și academicianul Ionel Haidu. Dar în ultimii ani mi-a dus ratingul
la 463 de lucrări ISCHI, pe le pot arăta, eu am lucrare directă pe Web of Science. Scopus are un avantaj, Scopus este baza europeană de date, care se poate accesa pe oraș, dacă fac Iași, în ieșire în ordine institutele, și aici am mare bucurie că Forumul Inventatorilor Români, care este copilul meu, este pe locul 8 în Iași ca instituție de cercetare, cu 106 lucrări ISCHI în afiliere. Iar la Universitatea Cluj sunt pe primul. Prestați-mi. E o mângâiere pentru mine sufletească, dar când eu peste timp, când eu voi pleca, pentru orașul Măinești va fi o mângâiere. Ceea ce am zis. 67 de cărți. 870 de lucrări științifice. Există aici un draft. Eu le am frumos prezentate. Am trimis la Măinești de foarte multe ori cărțile mele, dar nu știu cum ajung, pe unde ajung. Eu nu prea am timp să plec din ea. Liceul. Da. Am așteptat de la liceu. Am vorbit chiar cu profesoara de chimie. Am cunoscut-o la un concurs național de inventică la satul mare și am spus lui doamna care a venit cu el și m-am bucurat când am întâlnit-o, că vreau să ajung la liceu, să fac o scurtă conferință elevilor despre inventică. Despre modul cum m-am regăsit în cercetare și nu numai în cercetarea românească, în cercetarea internațională. Știți că la noi, învățământ superior, numărul 1 este citare. Cât ești de cunoscut internațional prin citare? Anul ăsta am depășit 1000 de citări. Sunt membru la 7 academii, am 3 doctori honoris causa, iertați-mă. E prea puțin pentru cât îmi doresc încă să fac până voi pleca. Sper Dumnezeu să mă ajute să am, în continuare, la nevoie să mergem până la 70 de ani, să am doctoranți foarte buni, eu țin, am o exigență groaznică, cu mine, da, pentru cei din jurul meu. Poate cea mai puternică exigență am cu copiii mei și vreau să vă spun că sunt tare. Andrei, 30 de ani, este în Universitatea Tehnică pe locul 10. Gabriel, e mai rău, mai mare short, dar are copii, dar scuze, pe locul 28. Irina, din Portugalia, pe locul 32 la Universitatea de Roma. Toți îți spun, această performanță se datorează durității tatălui. Toți mi-au reproșat până când au început să apară aceste clasamente, aceste evaluări, care reușesc să ne pună în valoare atât pe noi ca persoane, dar și instituțiile din care facem parte. Veniți la Iași. Veți păși alături de mine pe holurile universității, care mă leagă și sunt multe amintiri. Nu o să vă vin acredit. În sala Pașilor Perduți, în anii 73, Sabin Balaș a pictat acele frește. Dar e pânză, m-a luptat pictură pe pânză. Pictură extraordinară. Lângă rectorat este un mare tablou cu colegii mei de grupă. Ieșeam de la un curs, cum eu să studenți, sunt domnători și zâmbăreți. Eram singur băiat de grupă, aveam fete la care Sabin fuma din pipă, era jos cu vestiară. Ne-am oprit, ho, stați cu mine. Dați-mi voie să aleg pe câțiva. Și am dat un dramă pe o colegă. Dar băieți, numai unul? Unul. Și era așa frumos. Că nu era atât de frumos. Când se apare la acel votiv, la acel tablou, de vreo 5 ori, schimbându-și doar culoarea părului și vestimentația. Iar colegele mele dragi, la fel, e plin tablou de grupa mea din studenție. Când vine cineva de străinătate, cu bucurie mă duc în fața acestui tablou. Un alt lucru extraordinar este Muzeul Universității Cluj-a, pentru care m-a luptat mult. Unde mergeam? La Iagelon, în Cracovia, la oriunde, la Bologna, la Firenze. Muzeul Universității era piesa numărul 1 de reprezentare. Noi, la Iași, 150 de ani de învățământ și nu. Am avut șansa, am avut un mare rector, profesorul Oprea, care m-a înțeles și a spus, bine, să facem. Și avem un muzeu extraordinar. Sus etajul este consacrat celor 150 de ani de învățământ superior, cu foarte multe monografii, lucrări, dispozitive, aparate de microcopiu, de mare, mare profesor, iar jos, cultura cu puterea. Un muzeu de valoare inestimabilă.
Și apropo de cultura cruce, Cutei înseamnă Buc Nistru, pardon, Buc Tisa. Bineînțeles că acest areal larg al Traciei, istoricii de astăzi au modificat un pic. În zona Transilvaniei se spune cultura Criș-Tancevo, în zona noastră Cucuteni, Moldova, în zona Ucrainei, dacă nu mă înșel, nu profi, cum se cheamă, Ucrainei, foarte orgolios și-a dat-o Dorimea unei localități, unde săpăturile au scos la egală foarte multe culturi cuteni. Pot să revin. Cultura Cucuteni a dat pentru noi și Republica Moldova o, să spunem așa, un motiv de unire. Știți că a fost podul de flori, noi l-am transformat în cursul celor 25 de ani podul de știință, podul de învățământ, podul unde am transferat foarte multe carte și așa mai departe, am adus de la muzică, pictură. Ei, s-au organizat la Iași și la Chișinău 5.000, Cucuteni, 5.000 de Vivius. Ca fiind, de fapt, sub această lozincă, o reunire a spiritului românesc din vechea provincia Moldavă, draga Moldova. Și vreau să închei prin a mărturisi domnului profesor, și cu toate că mă ești undeva în coasta Carpaților, să invităm de la anul mari români de la cele patru universități din Chișinău, care au legături foarte bune. La Universitatea Tehnică sunt deja profesorul în Slauza, acolo rectorul Mustan, dar pe marele român, Valeriu Burgheru, doamna Vladul știe, care scrie cu atâta facumă, cu atâta dorință despre România, despre istorie. Și este inginer mecanic, profesor de mecanică și electromecanică. Valeriu Burgheru merită să vină la Măinești. Nouă ne-e drag. Este doctorul în Slauza la Iași, la Palați. Aici poate nu o să putem să-i oferim doctorul în Slauza, poate Bacău, dacă se va benefici. Dar Moineștiul îi va oferi șansa unui oraș patriarhal plin de valori locale și valori de, să spunem așa, de mare înghiere. Mă bucur că de fiecare dată când vin, găsesc pe domnul Roțiu tot mai tânăr. Tot mai vesel. Și fericit. Tot mai fericit. Și vreau să vă spun, domnul profesor, așa cum v-a simțit ușurat de bani, așa ne simțim toți discipolii dumneavoastră. Noi investim foarte mult în ceea ce facem, cheltuim, ne ușurăm ușor. Chiar acum spuneam colegilor de la Universitatea Nouă de Caparica, din Portugalia, că, și o să vă fac cadou dumneavoastră, eu conduc o revistă ISI la Iași. Research Journal of Conservation Science. Și îmi spune Candea și profesor de aceeași disciplină cu mine. Dar ce te finanțează? În buzunarul meu. Și cum așa? Uite așa. Deci am învățat de la dumneavoastră să fiu împătimit în ceea ce fac și să pun tot ce e mai puternic în mine în lucruri care vor să vedem. Domnul profesor, închei, dăruindu-vă. Și dăm cuvântul doamnei Bratfă. Imediat, dăruindu-vă cartea care am scris-o cu doctoranda mea, de acum 3 ani finalizată, o parte extraordinară, am publicat de 18 lucrări cu Maria Canache, de la Montezău. Iar doamne de la liceul, una din doamne. Grazie, senor, că vieți din Portugalia. Cine, nu sunteți la scrivare, nu? Deci, cartea cu Maria. Sper să o dorim biblioteci, da? Și revistele noastre de la Iași. Deci, ultimul din anul 2016 este revistă, este foarte bine cotată, să vedeți ce... Mulți îmi spun, domnul Enrică, de ce nu transform în indian Conservation Journal. Pentru că publică foarte mult China și India. Da? Da, vă mulțumesc. Doamne, da. Nu știu dacă am să reușesc să merg pe trendul ăsta, să mă laud, fac
foarte mult, dar tot azi am început să fiu subțintă. În primul rând, ieri când am aflat că trebuie mult hai să vin aici, chiar dacă nu eram pregătită timpul cu toate celelalte, am spus, dar eu acolo iubesc locul prea mult ca să pierd ocazia, mai ales că am fost în urmă cu 10 ani, cred, la conferința dumneavoastră. Și, bine, eu, pentru că la Radio Iași realizez emisiuni muzicale, muzică clasică, jazz, și alte genuri, mă simt foarte legată de Tescari. Și ca să mă laud, iată, duminică seara, pe orele 11 și 20, voi difuza un spectacol al limbilor în scene și spectacol de arii, care a avut loc la Tescari în urmă cu doar câteva zile, în urma cursurilor de maestrie susținute de soprana Leontina Văduva, la pian Alina Papalache, descendenta unei mari familii de muzicieni la fel, muzicieni mișeni, și regizoarea Anna Tăsăcanu Bogea Petrișeancă, a fost o noutate faptul că liturile de scenă nu au mai fost cântate stând drept lângă pian, ci au fost jucate. A fost creată o atmosferă extraordinară. Atât despre asta. Mai departe, vreau să spun că am căutat febril aproape să văd partea despre muzică în caietele și vă felicit din suflet. Tot în urmă cu vreo 10 ani prezentam cele două CD-uri cu lucrări inspirate din dadaism și eventual de Tristan Țara. Erau crema muzicienilor români. Și acum, iarăși, găsesc numele cele mai importante Violeta din țară și din diaspora, Violeta Dinescu, care stă în Germania la Oldă. Violeta. Bineînțeles, da. A fost și la Iași în urmă cu sora ei de la ani. Ani. Savin Păuța, pe care noi îl considerăm ieșean, chiar dacă el stă lângă Reșița, acolo, acasă, la el. Spune, bacuri frumoase când e la Iași. Este extraordinar. Bine, Roman Vlad, care ne-a părăsit la o vârstă venerabilă și cu siguranță toate lucrurile acestea sunt din perioada mai curajoasă, mai de tinerețe, când fiecare a încercat și ceva din avantgardă. După care s-au mai potonit, au revenit la un aer mai clasic, mai accesibil, pentru că trebuie să recunoaștem în muzică dadaismul și respectiv avantgarda. Dacă ne gândim la Schoenberg, Weber sau Berg, sunt mai pretențioase, genul mai pretențioase. Întrebare. O secundă. Avem câteva CD-uri noi, foarte bune, am realizat în frontul cu toți pe el. Așa, cum sunt? Și o să gândim pe așa. Întrebarea mea este dacă aceste lucrări, care sunt și partituri, asta e extraordinar. Partisiu. Robciuc a reușit să pună aici niște partituri de muzică. Ar fi minunat să trimită și înregistrările, fiecare. Bine, de la Roman Vlad nu mai putem cere, deși cred că se poate găsi, se poate interpreta. Nu personal, la fost la Iași. Și Roman Fiusu, da. Dar eu am să dispun să facă ceva și trimite la Radiaș, da? Ulpiu Vlad nu este fiul lui Roman Vlad. Nici nu. Nu. Dar fiul Roman Vlad, da, ales. Foarte numele e așa, maestru Greșeta. Și te și compozitor. Bine, vă felicit din suflet. Sunt foarte impresionată de tot ceea ce faceți. La Moimești, spiritul acesta artei trăiește, este atât de viu, îl simțim de departe. Vă felicit încă o dată pe toți și în mod special pe domnul Rogiu. Țin minte și atunci, vă trimit la Iași, da? Poate că trebuie să știți ce și un domn care se numește Dostrescu, ci puteți să nu chiar mergi chiar la doar. Eu nu să încerc să mă laud și eu mă laud că am reușit câțiva ani buni să fac față insistențelor profesorilor. Eram la bancă și venea mereu ca de sponsorizare să facă nu știu ce monument, nu știu ce placă comemorativă, nu știu ce
Și înnebuneam, domnule, dar ți-am dat acolo o lună, nu am sponsorizat. Bine, bine, lăsați, venea peste o doua să venea, peste două ceasuri, ca să mai gândi la ce am discutat. Domnule, nu mai pot. Dar am făcut față. Și un singur lucru mai spun, foarte interesant, foarte curios, l-am întrebat și n-am vrut să-mi spună, nu știu de ce, acum 3 ani, în Senegal, deci eram în Senegal cu un grup de turiști și am mergeam la un muzeu, ceva de filatelie, de istorie, cultură, nu știu ce era acolo, și ghidul local a întrebat de unde suntem, din România. România? Da. Unde am fost? Și eu mai curălit, Bacău, Moinești. Moinești, profesorul Ciu. Am rămas pe așa. L-am întrebat dumneavoastră și a zis că nu știa cine, ce și nu știu. Deci, un ghid local din Senegal. Nu știu cum, de unde îl cunosc așa. Apropo de ce zicea și părintele și doamna profesoară, că el este mai cunoscut în străinătate. Este cunoscut despre asta. Așa e globalizat. Mulțumesc tare mult. Da, fiindcă avem profesor de la Liceul Spiru Mare, o colegă de-a noastră, Popescu, o să prezinte ceva de la Ion Rotaru, mare profesor de la București, care a decedat mulți ani în urmă, dar a fost la Moinești, în legătură cu liceul, cu școala și alte lucruri. Doamna Popescu, dacă se poate. Două secunde. Da, este un post-scriptum la o scrisoare, probabil. O scrisoare mai largă. A fost un al doilea post-scriptum, da. Da, era o observație a domnului, a regretatului profesor Rotaru, legată de denumirea liceului, pentru care denumire noi ne-am spătut 25 de ani fără folos. Dar dacă domnul profesor într-o zi ca asta dorește să le aducă în prezent cuvintele unui alt mare profesor dispărut dintre noi, am să o fac, să văd cum o să mă descurc, pentru că nu sunt cuvintele de eu, în întregime. Da. Nu-mi place câtuși de puțin să mă laud. Cred că am auzit de vreo 4 ore astăzi mențiunea asta. Însă admirația mea pentru dadaismul și cinci pentru Tristan Țara și pentru Moinești o aveam când aveam 17 ani și eram elev în clasa a 7-a, la școala numărul 1 din Bacău. Prin 1941 mi-a căzut în mână Dita Mai Opul, călinescian, care era interzis, scos din biblioteca școlii și adăpostit în locuința Oliniuc, cu al cărui fiu Sorin eram prieten. El ne-a dat-o. De atunci am fost mereu marcat de comedia avantgardistă și de țarismul lui. Mult mai târziu, poate și dumneata ți-aduce aminte, am fost cu treburi ale noastre, sarcini didactice, la Moinești, ocazie cu care am participat la inaugurarea liceului numărul putare, nu mai țin minte, din localitate, o clădire frumoasă și relativ impunătoare. La masa pe festiv, alături de primarul de atunci, nu știu cum îl chema, la un moment dat se arătă puțin de indignat. De ce, domnule, nu avem și noi, cum au bătăuanii, Alexandrii, Bacovia, Vrânceanu, o personalitate cu care să dăm nume liceului? Ba, aveți, zic eu, o personalitate foarte mare care s-a născut la Moinești, pe Tristan Țara, accentuez eu, un mare poet, de faimă mondială, fondatorul unui mare curent literar, a trăit în a doua jumătate a secolului în Franța, la Paris, și a scris și în franceză, mai mult chiar decât în română. A devenit un poet de faimă mondială. Cum ziceți că se numește? Replica acelui primar de atunci. Ce fel de nume, Tristan Țara, ce fel de nume este ăsta? Păi este un pseudonim. Se numea Samuel Rosenstock. Da, evreu, fiul unui negustor. Aici, din păcate, se întrerupe. Ideea este că profesorul Rotaru, regretatul profesor Rotaru, ne sugera atunci că numele unui liceu serios din Mănești n-ar trebui să fie altul decât Tristan Țara.
25 de ani am încercat să facem acest lucru, nu s-a putut. Poate noua municipalitate, noua conducerea primăriei Moinești, noua conducerea liceului, tinerii care vin după noi, să fie spirite deschise, așa cum au dovedit, sprijinind toate aparițiile acestui monument literar pe care l-ați realizat, pentru că fără sprijinul lor, trebuie să recunoaștem, n-ar fi fost posibilă o asemenea concretizare.